Creștinii ortodoxi greco-catolici au intrat de astăzi în postul Paștelui de dinaintea învierii Domnului. Fiind un prilej de bucurie, de liniște și de fericire, acesta se va încheia pe 19 aprilie. Postul Paștelui este rânduit de biserică pentru purificarea trupului prin regim, cât și pentru curățirea sufletului prin rugăciune, spovedanie și împărtășirea cu Sfintele Taine. El amintește totodată de postul de 40 de zile al Mântuitorului în pustiu, care a urmat botezului. Toată perioada aceasta a postului este în primul și în primul rând o perioadă de reconștientizare personală, adică omul ar trebui să fie mai introspect, adică să se întoarcă spre sine, să se analizeze. E perioada în care cred că așa ar fi bine să tăcem mai mult, să ne analizăm mai mult, să ne supunem propriilor noastre judecăți de valoare și să vedem exact unde am greșit și ce putem face mai bine. Pe de altă parte, este perioada de rugăciune, când, dincolo de analiza personală, care ar trebui să ducă spre spovedanie, deci după ce îți faci analiza ta interioară, nu rămâi doar cu analiza, ci păcatele pe care le-ai depistat că există în tine, propriu-zis să le spui. Că nu le spui preotului, ci le spui lui Dumnezeu, în fața Sfântului Altar, acolo în genunchi, iar preotul este doar unul care ascultă și îți dă un sfat. Dar Dumnezeu este Cel care primește spovedania. Pe de altă parte, am spus, este perioada de rugăciune. Cred că ar trebui să ne mulțim rugăciunea, să ne luăm oarecumva cât un mic canon de rugăciune, să facem ceva în plus. Orică ne mulțim pașii spre biserică sau acasă, mai punem ceva rugăciuni pe lângă cele pe care le avem, dar cred că în primul și în primul rând trebuie să înmulțim rugăciunea în gândul nostru, la servici, stând la birou, stând la masa de lucru, în gând să ne rugăm. Și ar mai fi un lucru, cred, necesar pentru perioada postului, așa cum se spune și în psalm, pune Doamne pază gurii mele, să încercăm să tăcem mai mult, să fim mai puțin vorbăreți cu lumea, cu aceste flecăreli ale lumii și să fim oameni ai tăcerii în care să vorbim cu Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu. Cred că ar fi câteva criterii, deci să tăcem, să ne analizăm, să mergem la biserică, să ne spovedim și evident să ținem post. Biserica nu este o instituție, să zic așa, chinuitoare, masochistă, care impune postul cu forța, nu, biserica îl propune, fiecare ține cât poate. Important este să vrei să ții cât de cât. Este jertfa, postul este o jertfă a trupului împreună cu jertfa sufletului. Îi oferi ceva din bucuriile tale, fie ele și alimentare. Faci un pic de efort, dar, repet încă o dată, doar cât poți. Cine nu poate să ține postul, să-și înmulțească rugăciunea și fapta bună. Cine poate să le coroboreze toate și atunci sentimentul pascal, sentimentul învierii va fi altul, mult mai profund și mult mai intens. Timp de 40 de zile cât va ține postul Paștelui sau postul mare, nu se mănâncă de dulce. Așadar, în aceste săptămâni nu se consumă carne, ouă, lapte sau brânzeturi. De asemenea, nu vom mânca nici pește sau un de lemn și este interzis fumatul și alcoolul. Pe parcursul acestei perioade sunt doar 2 zile de dezlegări la pește de Buna Vestire, pe 25 martie și în Duminica Floriilor. Postul Paștelui se va încheia pe 19 aprilie, iar învierea Domnului se va sărbători pe data de 20 aprilie.